Nati, calmează-te, Nati, calmează-te, liniștește-te. Dar te rog, vreau să vină tati la serbare, la mine. Nu o să vină. De ce ești răutăcioasă? De ce vorbești așa cu noi, nu? Ți-am făcut noi ceva? De ce ea primește portocală? Mi-a luat și brochița. Mă joc și eu cu el, ce? Tati nu mă mai iubește, acum le iubește pe Natalia și Laura. Auzi, știi ceva? Nu-ți permit să-mi faci fata mincinoasă, da? Nu mai știu ce să fac, îți jur, cu asta mică, adică. De ce ai făcut asta? De ce mi-ai stricat desenul? Ăsta-i desen? 250.000 de euro? Vrem să o luăm pe Alice înapoi, acasă. Nu cred că se va întâmpla lucrul ăsta. Dar nu pot să-l înțeleg pe tatăl lui Alice, care în momentul în care îi se aduc la cunoștință niște lucruri, întoarce spatele și fuge. Tu știai că Alice a fost singura de la acea serbare care n-a avut un filmuleț de prezentare? Până la Fita? Păi bă, că pe Fita ai băgat-o prima. Și pe cu Alice ce ai făcut? Cum ai putut să-ți bagi joc de un copil? Dar n-am bătut joc de niciun copil! Un părinte, indiferent de schimbările sau suferințele prin care trece, rămâne mereu responsabil nu doar de creșterea și de educarea copilului, ci și de fericirea lui. Iar când un tată, de exemplu, nu vede că fiica lui este profund nefericită, înseamnă că ceva este greșit total. Despre ce anume este vorba, vom afla imediat. În urmă cu un an, micuța Alice și-a pierdut mama. De atunci, fetița privește și strânge cu dor la piept poza mamei, sperând să mai simtă măcar o dată dragostea cu care ea o învăluia. Așa a sperat și Teo și poate de aceea s-a grăbit oarecum să își refacă viața alături de Natalia și ea părinte singur al unei alte fete. Premisele păreau bune, însă după mutarea Nataliei și a Laurei în casa lui Teo, ecuația din familie a devenit dificilă. Bună! Bună! Vă place rochița mea? Este foarte frumoasă și tu ești foarte frumoasă, dar n-am mai văzut-o până acum. Da, mami, vreau și eu. O să-ți iau și ție. Da, mă gândeam să o port la serbare și... Dar vreau acum! Alice are mai multe rochițe decât mine și nu vrea să mi le dea, așa că îi le iau pe ascuns. Până o să îți iau și ție, ai putea să o rogi să ți-o împrumute pe aceasta. Dacă vrei, eu să-ți dau o altă rochiță. Aceasta este de la mamă. Și ce dacă? Hai să nu ne certăm pe o rochiță, este totuși doar o rochiță. Iar ție o să-ți iau, stai liniștită. Fă-ți acolo temele în continuare. L-am cunoscut pe Teo, tatălui Alice, în urmă cu un an. Era într-un moment foarte dificil al vieții sale. Era în doliu. Sunt foarte fericită că mama s-a căsătorit cu Teo, dar nu o suport pe răsfățata asta mică. Drăguța mea, știi ce v-am să zic? Joi, când o să fie serbarea ta, este și serbarea Laurei și uite cum o să facem. De data asta o să mergem la ea, la serbare, da? Și data viitoare o să mergem la serbarea ta. Păi, tati nu o să vină la serbarea mea? Nu, de data asta, o să vină la mine. Nu. O să cânt, tu nu știi să cânti. Data viitoare o să venim cu toții la serbarea ta. Dar știi ce te-aș ruga? Să nu-i spui lui Teo, să nu-i spui tatălui tău, ca să nu ne enervăm, să nu stricăm planul ăsta, da? Vreau ca ceilalți părinți să mă vadă cu Teo, să vadă că mi-a refăcut viața. Nati este noua soție a tatălui meu și normal că nu ne înțelegem. Dar te rog, vreau să vină tati la serbare, la mine. Nu o să vin. O să venim, o să mergem la ambele serbări, dar n-avem cum deodată, pentru că sunt fix în aceeași zi și fix la aceeași oră, da? Și așa o să facem. E cel mai bine pentru toată lumea. Păcat că nu vă... Dar înțelegi, Alice, nu o să vină la tine. Eu știu să cânt, tu n-ai niciun talent. M-am bucurat când am cunoscut-o pe Laura.
Am crezut că o să fim cele mai bune surioare. Dar este fix invers, este răutatea întruchipată. Te rog, Nati, te rog. Scumpo, ți-am zis. De data asta facem exact așa, dar promit că data viitoare vom fi cu toții acolo la tine și te vom susține. Ok? Până atunci probabil că o să înveți și tu să cânti și dar, să fie totul bine. Dar de ce la ea? Ea este mai mare, eu sunt mai mică, ar trebui la mine să veniți prima. Așa ne-am hotărât de data asta, știi? Și o să fie egalitate, doar că nu în aceeași zi. Nu avem cum să facem dar asta. Dar nu este corect. Ba, este foarte corect. Nu înțeleg de ce nu vor să fim prieteni. Eu încerc să mă port frumos cu ele. Fata mea are prioritate. Normal că nu o las pe ea ca să merg la sărbarea mucoasei ăsteia. Te rog eu să înțelegi. La anul viitor vom veni la tine. Anul acesta vom merge la Laura. Nu avem cum să facem în alt fel. Da? Și te rog, nu-i spune tatălui tău. Înainte, stăteam cu mama și bunica mea într-o singură cameră. Aici am camera mea. Ce mă enervează asta? Să-mi iei rochia, ai înțeles? Aoleu, și ție ți s-a pus acum pe rochia aia. Lasă că o să o iau și o să-ți dau și ție. Până atunci, uite, n-am ceva pentru tine, mama. Ești ciocolată. Hai să nu vadă ea. Bă-o mai așa. Te mai ajut cu ceva acolo? Nu. Ești fată deșteaptă, tu te descurci. Fostul meu soț m-a părăsit pentru o altă femeie. Dar mi-a refăcut viața. Nici eu, nici Laura nu vrem să-l mai vedem. Noua fericire a Nataliei și a fiicei ei înseamnă adâncirea suferinței lui Alice, o fetiță care de prea multe ori adoarme strângând la piept fotografia mamei ce o veghează probabil de acolo de sus. Ideea că mama este în continuare lângă ea îi dă putere lui Alice, care în sufletul ei de copil știe că binele va învinge și că oamenii răi trebuie să plătească în vreun fel. De aici și modul absolut admirabil și înduioșător în care pregătește o mare farsă. Ce sunt? Ce, Natalia, este rea cu mine. Vreau să o fac să dispară. Ce e asta? Vai de... Ce e asta? Nati, Nati... Nati, ce-i pățit? Stai! Cine a pus mâna aici? Și poza, și fotografia Nati, aia? Nati, calmează-te, Nati, calmează-te, liniștește-te. Doamne! Stai cu minte, stai liniștită. Visez! Ce-i acolo? Nu știu! Stai cu minte, stai liniștește-te! Doamne, ferește! Să-mi stea inima și alta nu! Cum să mă sperie în halul ăsta? Nu putem spune decât că pedeapsa Nataliei este bine meritată, iar bucuria reușitei lui Alice ne stârnește simpatia. Liniștește-te, liniștește-te! Dar calmează. Ce-i Nati, asta? Nati, stai cu minte! Nu știu ce e, stai cu minte! Eu nu văd care a prins lângă noi! Stai cu minte, stai, liniștește-te, stai cu minte, hai. Gata. Da, stai cu minte, e în regulă, gata, ok? Ok, hai. Doamne, ce m-am speriat. Ok? Doamne. Ok. Ești mai bine? Vreau să okay. Iau apă și... Ok, hai, liniștește-te. Ok? Te rog eu. Frască. Este din ce în ce mai dificil să gestionez relația cu Alice. De ce să-mi fac asta? Nati, uite! Nati, a fost o glumă, nu e? Stai liniștită. Ce glumă? Că poți să faci? Ce faci glumă? Hai, calmează-mi. Mi-aduci mie puțină apă. Ți-aduc, stai liniștită. Unde s-a plecat de lângă mine?
Stai aici, gata. Lasă beau mai târziu. Liniștește-te, liniștește-te, gata, gata. E ok, ok, a trecut, a trecut, da? E, unde ce? Ce are cu seama, mine? Hai, nu băga în seamă, te rog eu. Nu pot spune că o iubesc, nu sunt ipocrită. Însă nu te poți înțelege cu un copil care nu acceptă că tatălui are o nouă soție. Ok? Fă, ok. Ce... Haide, ce gata, 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 hai, hai că stau aici, liniște, stai, liniște, stai cu mine, trebuie, stai, da? Cu mine. Ok, sunt aici, hai, după ce te liniștești, s-a adunit, da? Ok? Hai, hai, gata, gata, gata. Poate Teo să fie atât de relaxat dacă dădea foc la casă. Muream cu toții liniștiți. Așa este Alice. E și ea mai năzdrăvană, mai face câte o glumă câteodată. Este copil, trebuie să o înțeleagă și să o ierte. Gata, da? No. A trecut. No, e, acum te sperii și tu de orice prostie. Pă bune? E o glumă. Ei, haide, hai, las-o așa, a trecut, da? Ok, ok, gata, gata, gata. Gata, hai, liniștește și am să mergi fără niște apă. Ok? Da, da. Bun. Da. Ești bine, da? Da. Hai. Rămânem la părerea că năzdrăvânia lui Alice este o nimica toată în comparație cu răutățile premeditate ale Nataliei, preluate cu aceeași răutate și de fica ei. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faceți, fetele? Sunteți gata? Da. Bine. Este pentru tine. Mulțumesc. Este pentru tine. Dar ea de ce primește portocală? Tu ai mâncat-o pe ta aseară. Dar și ea a mâncat-o pe ea aseară. Bine, uite, nu mai e decât o singură portocală. O să merg la cumpărături, o să iau mai multe și mâine o să ai și tu portocală, ok? Dar eu vreau acum. Am crezut că o să fie mai ușor, dar nu e. E super dificil să suporți copilul altuia. Ce dacă nu primești? Mănânci mâine. Dar eu vreau acum. Dar nu primești acum, înțelege, mănânci mâine. Mâine, scump, o să... Poți să mănânci mai multe mâine. Mai multe. Azi nu primești, pur și simplu. Probabil că Natalia are dreptate, pentru că Laura este mai mare și are nevoie de mai multă energie. Hai, bagă-ți-l. Dar nu poți totuși să-mi dai și mie, să-mi dai mie portocala? Nu, pentru că mama mi-a dat-o mie. Nati, poți să împarți în două? Hai, nu te prosti, serios, o să cumpăr mai multe și o să ai, îți dau mâine două portocale. Ce să fac? Mi-era atât de poftă de portocală, dar o să mănânc mâine. Asta este. Laura nu-mi face probleme. Este un copil cu minte, nu ca asta mică. Dar... De ce ea primește portocală? Mi-a luat și brochița. Mă joc și eu cu el, ce? Bună dimineața! Bună dimineața! Ce fac fetele mele? Bine! Bravo, da? Super, super! Ce faceți? I-am făcut, le-am făcut sandvișoarele. Știți, să vă rog, duceți-vă voi în sufragerie, că eu vreau să îi spun ceva tatălui vostru și venim imediat să... Vă ducem la școală. Tati nici nu vede că Nati este rea cu mine. Ce faci? De ce? Foarte bine. De ce? Așa, după ce s-a întâmplat azi noapte, sunt un pic întoarsă pe două să-ți dai seama, știi? Mi-a rămas chestia aia. Tot te gândești la treaba aia? Îți dai seama. Deci a fost o chestie, o joacă cu focul la propriu. Nu știu cât o să mai rezist așa. Nu mai suport. La propriu. Nati, nu mai lua... atât în extremă. Măi, e o copilă, e mică, ea nu știe ce face, eu nu știu cum a ajuns să prindă focul. Nati, a fost o glumă, ca să nu zic da de simbolistica acestui lucru cu fotografia și cu tot. Nati, nu o mai lua atât de tragic, pe bune, a fost o glumă, hai să ne liniștim, hai să dăm deoparte momentul ăsta, te rog și eu. Și cum să facem, să încercăm să-i spunem copilei că nu este în regulă să facă așa ceva, ok, cu frumosul, îți dai seama că doar nu s-o stau amuzat, să o pedepsim, dar să nu meargă mai departe, știi, să nu treacă la iar, departe, nivelul check. Următor. Hai, Nati, nu, haide, las-o așa, ți-am zis. Hai să o dăm deoparte, hai să depășim momentul, că a fost pur și simplu o glumă. De ce nu e ca o glumă? Tu n-ai făcut prostii când erai mică? N-ai făcut prostii când erai mică? Prostioare? Nu înțeleg de ce s-a supărat atâta. Până la urmă nu i-a făcut niciun rău. A fost doar o farsă. Normal că ia apărarea, că este fisa. Cum să mă aștept să țină cu mine? Mi s-a părut mult, De ce?
pentru că a fost super scary. A fost ciudat, a fost înfiorător, a fost noaptea. A fost lângă mine o foc și poză. Ce? Trebuie să o înțelegi și ea, e mică. Tocmai mai că are... e mică, n-o lăsa să joace cu focul. Știu, Nati, dar gândește-te și la situația ei. Gândește-te și în ce momente și cum, prin ce a trecut. Și e normal că poate să aibă puține deviații. Nu, hai să nu le tratăm ca ceva wow, extraordinar de rău. Zici? Sunt convins că până la urmă se vor liniști apele în casa noastră. Și Nati o va accepta pe Alice și Alice o va accepta pe Laura. Mergi tu azi să le duci, te rog, da? Aș mai vrea să mai fac câte ceva prin casă, în puțin curățenie și... Cum să? Bine. De mâine mă ocup eu, trebuie să fac și cumpărături. Bine, hai, odată! Gata, vin acum! Hai, scump, bine, du-te, hai. Du-te, te pup. Pa. Liniștește-te, da? Ok. Da. Fetele! Ipocrizia și răutatea Nataliei sunt revoltătoare, iar mușcătura cu poftă din portocala dorită de micuța Alice conturează portretul unui suflet hain. Dar oare cum nu vede Teo tot ce se întâmplă în casă? Unde s-a rupt total dialogul dintre el și fiica lui? De acest lucru profită acum Natalia, care are și sfătuitori pe măsură. Doamne, ce bună a fost cafeaua de dimineață cu frișcă, doamne! A fost, nu? Și mie îmi place să beau așa foarte mult. Da, e preferata mea. Mă trezește imediat. Uh-huh. Da, măi, mamă. Hai că eu cred că mai avem ceva timp până să ajungem la asta micusul om. Păi ne mai plimbăm pe aici. Of. Deci eu nu mai știu ce să fac. Nu mai știu ce să fac. Îți jur, cu asta mică, adică. Cu asta mică? Da. Păi uite, fii atent, am o idee. Da. Hai să mai mergem așa, că până mergem noi ajungem la școală. Trimite-o la măsa mare, la bunica sa. Așa. Vorba aia, e mai apropiată, e mai iubăreață. O să simtă bine copilul în cazul ăsta. Și scăpați voi de obligații. Ce idee. Ce zici? Mama are dreptate să scap de ea. Sper ca Teo să o trimită la bunica ei. Ce idee extraordinară, dacă s-ar întâmpla. Păi, da, bate fierul acum cât e cald. Trebuie să se întâmple. Crezi că Teo o să fie de acord? Păi o să fie. Ceva? De ce să nu fie? Până la urmă e bunică sa. Nu? Nu, deci nu mai pot, nu mai pot. Of, ce s-am spus eu ție să nu divorțez? De răsfățată și de răzgâiată și de... Mă, copilul meu e un înger, dar lui... Argintul viu. Mi-e milă de fata mea cât se chinuie să crească copilul ăsta. Dar ce să-i fac dacă n-a vrut să asculte? Trebuia să-l țină pe soțul ei. Ce să spun? Sper vreau să fie și el de acord cu ideea mea, știi? Dar să nu-i spui cumva că ți-am dat eu ideea. Ei, Doamne, ferește! Nu, o să vină așa ca o discuție. Că după aia o să mă urască și... toată viața. Sper să o înghită. Dar așa mi se pare corect, na, bunica sa o iubește, na? Da. Locul lui fiisa, practic. Nu? Copilul ei, da. Da, n-ar avea cum să nu iasă bine. Ideea e foarte, foarte bună. Trebuie doar pusă în aplicare și gata. Hai să văd ce fericiți o să fiți amândoi. Eu o să fiu foarte fericită fără copil aia. Spun sincer, inclusiv adică eu o să fie doar Teo pentru mine și fiica mea. Da, acolo, și fiica ta. Și da. Fiica mea pe primul loc. Exact. Da, mi se pare normal, mi se pare ideal. Vreau ca Teo să aibă ochi doar pentru mine. Uite, vezi ce bine e să ai o mamă să-ți dea niște sfaturi bune. Tu să știi că da, repet, ai avut tot timpul dreptate, poate nu te-am mai ascultat eu așa în tinerețile mele, dar acum să știi că o să hai pun să spun, planul. M-am săturat să am dreptate tot timpul. Numai că tu... Da, mamă. N-ai avut nicio treabă cu mine și cu sfaturile mele. Acum știu. Sper din toată inima să le pui în aplicare. Nu, e o idee extraordinară, ți-am zis, am recunoscut-o, gata. Mă dau bătută, nu mă mai gândesc eu la nimic, fac exact chestia asta. Așa, fetiță. O să discut cu el la... O să vezi că o să fie bine. Bun. Ce să zic? Hai să... Uite că văd, cred că au ieșit copiii, încep să da, iasă de la școală. Da, încep să iasă. Hai să vedem, hai. Să o lăsăm pe fată să aștepte. Așa mamă, așa fiică, așa nepoată. În cazul Laurei, a Nataliei și a mamei acesteia, răutatea este o trăsătură comună transmisă pe linie maternă. Cât despre Teo, el mereu poate fi păcălit cu niște ochi dulci și o vorbă mai miroasă.
Ia zi, dragule, cum e la muncă? Tot așa de lunar? Tot, nebunia, zăi să mai și perioada și toate, da. Toate peste cap. Acum vin pe comenzi, vin astea, dar în fine. Toate peste capul tău, de fapt, că tu îi ții în spate aproape pe toți. E normal, știi, vorba. Deci nu mai lași pe ei să lucreze. Știi ce înseamnă responsabilitățile mari? Trebuie să ai și challenge-uri mari, ca să spun așa. Trebuie, nu? Dar trebuie să te mai și odihnești, nu? Da, draga mea, dar e ok, e în regulă, știi că fac față și nu e niciun fel de problemă. Ar fi drăguț o excursie la un moment dat. E bună ideea, nu? E bună, să mă gândesc, chiar îmi place. Vrei să te surprind? Da! Bun. Nu mai surprins de mult, de ce nu? Hai să ți-aș spune că aș vrea într-un loc exotic, dar știm că nu ne permitem nici cap timp, nici cap nimic. Timpul, totuși, de fapt, așa ne permite. Mai ales timpul. Nu știu, poate fi și mai aproape așa de... Tati, bună, fetelor, ce faceți? Tati, ce s-a întâmplat? Calcă pe pantofii mei sport. O să le strice. Sunt doar niște Adidas, îți iei alții. Dar eu nu vreau alții, eu îi vreau pe aceștia, pentru că sunt de la mami. Alice, lasă-mi, tati, am să-ți iau alții. Tati, nu sunt de acord. Alice, nu te supăra. Da, uite că sunt doar de o pereche de pantofi sport. Care e problema? Dar sunt ai mei și nu trebuia să ia. Ok, nu vă mai supărați acum, nu vă mai certați. Vă rog eu frumos, nu vă mai certați, fetelor. Haideți, că pentru o pereche de pantofi, serios... Dar sunt de la mami, trebuie să repede 100 de ori. Ok, te-am înțeles. Ok. Haide că vă rog eu mult. Nati... Laura, hai, duceți-vă, du-te în camera ta. Eu așa ceva zilnic de câte ori pe Nati, zi, nu mai pot. Nati, calmează-te și tu, pe bun. Ai început și tu acum. Hai, las-mă. Natalia! Nu știm ce i-o fi pus Nati lui Teo în cafeaua pe care bărbatul o bea excesiv de galant. Însă ce putem spune despre el este că a orbit de-a binelea. Este atât de evident că Alice este mereu cea chinuită și tocmai Madame Natalia este cea care se supără. Iar Teo vrea să o îmbuneze. Pare de-a dreptul incredibil. Iubito, trebuie să o înțelegi și pe ea. E mică, trebuie să o înțelegi, e mică și nu mai are pe mama. Crede-mă că o înțeleg, dar trebuie să mă înțelegi și pe mine. Trebuie să mă înțelegi și pe mine, e greu. Da, îmi dau seama, nu e ușor pentru nimeni, înțeleg, e greu pentru toată lumea. Știu. Nu mai suport, copilul ăsta m-a dus la disperare. Trebuie să scap de ea, că nu se mai poate. Dar haide să găsim o soluție, hai să nu ne mai enervăm, supărăm. Da. Trebuie să găsim o soluție. Asta este. Trebuie să găsim o soluție. Ne gândim și vedem, nu știu. Pă bune, decât așa, mai bine, hai să ne calmăm și... Teo! Știi ceva? Uite, eu m-am gândit așa. Ea clar suferă încă, da? Suferă după pierderea mamei. Este foarte greu să se adapteze. Și până la urmă, am observat, este foarte dificil să înțeleagă că tu ți-ai început o nouă viață și să mă accepte. Să mă accepte și pe mine în viața mea, în viața ta. Nati, mi-am dat seama că nu se adaptează, mi-am dat seama că e greu. Îți dai seama, e... Am înțeles. Nu, Teo, nu ți-ai dat seama de nimic și nu ai înțeles absolut nimic, deși tu crezi altceva. Eu m-am gândit la ceva, poate ești de acord cu mine. Ar fi o soluție bună, adică eu așa cred. Dacă am încercat să o ducem pe micuță la bunicii ei pentru o perioadă, timp, știi? Până acceptă situația. Nati, sunt bătrân, nu au cum să aibă grijă de ea, sunt prea în vârstă. Sunt foarte dificile momentele acestea când pur și simplu nu știi cum să-ți ajuți copilul, cum să faci mai bine pentru el. Dacă ți-ai iubi realmente fetița, nu ai pune mai presus de fericirea ei capriciile unei femei. Atâta tot. Auzi? Mă gândesc la ceva.
Dacă am duce-o la sora soției, la cumnata mea, la Irina. Cred că soția mea are dreptate. Alice nu este ok. Până se va echilibra emoțional, cred că e mai bine să stea la Irina, la cumnata mea. Irina? Mi-ai vorbit de Irina. Uh-huh. Nu e cea care o iubește atât de mult, ci iar, vai, ce mult i-ar plăcea să meargă acolo. Ce zici de ideea asta? Mi se pare incredibilă. Ce bine că ți-a venit ideea asta. Doar ele, două fetițe, ies, se duc, se joacă, cumpărături, eu știu ca fetele. Și cu ocazia asta ca o perioadă așa de vindecare, de reîncărcare, de pentru cea micuță. Da. Să stea acolo o perioadă, să aibă grijă de ea, să așa sunt absolut sigură că să-i ofere toată iubirea din lume, uh-huh, și apoi o luăm înapoi. Da. Ce simplu. Ok, am să merg să vorbesc cu ea. O nu? Să văd, da. Bine, Nati. Bine, da, hai. Da, și eu, hai că și eu vorbim, trebuie să mă duc, okay, să duc fetele la școală. O și, da? Să hai, ne calmăm, hai, să bine, ne... Bine. Da? Hai că rămân un pic să, okay, să văd ce mai am de luat, să nu uit ceva acasă. Hai, te pup. Bine, te pup și eu și vorbim. Nu pot să cred că a funcționat, nu pot să cred, în sfârșit, libertate. Spune-mi exact ce ți-a spus, te rog. Mi-a zis, dacă îi zici tatălui tău, o să vezi tu ce o să pățești. Dar eu de ce am doar două cubelețe și ea are toată ceva? Unul că ești mai mică, da? Și în al doilea rând, uite, ai cam pus niște kilograme. Tu ai chef așa să-ți fac un masaj, că poate ești obosit de la... E? Da? Așa mai zi de acasă. Hai știi că mă pricep. 250.000 de euro. Vrem să o luăm pe Alice înapoi. Nu cred că se va întâmpla lucrul ăsta. Manipulat de Natalia și fără puterea propriului discernământ, Teo face o uriașă greșeală. O duce pe Alice la mătușa ei, convingând-o că acolo îi va fi mai bine. Această ultimă parte ar putea fi totuși adevărată, pentru că Irina, mătușa lui Alice, o primește cu multă dragoste și căldură. Ce vrei să facem azi? Nu știu. Să facem un pic... mai cald, poate ieșim să ne plimbăm. Cum ești tu? Te văd așa, cam îndurată. Da, puțin supărată. De ce? Păi, tati nu mai iubește. Acum le iubește pe Natalia și Laura. Păi, dar te iubește și pe tine. Acum, putem să... Tati are o inimă mare. Tati poate să iubească mai multă lume. Dar în inima lui ești tu, pe primul plan. Da, dar pe mine nu mă mai ascultă de când au venit în casă la noi. Cum adică nu te mai ascultă? Adică eu desenam ceva și a venit Laura, mi-a măzgălit desenul și mi l-a rupt. Apoi a venit mama Laurei, i-a luat apărarea și pe mine nu m-a ascultat și m-a certat și m-a amenințat că dacă o să-i zic, o să văd eu ce o să-mi fac. Cine te-a amenințat? Natalia sau Laura? Da, Natalia. Da, ești sigură că nu cumva ți s-a părut ție? Nu, mi-a zis fix cu vorbele acestea. Ia, asta zic, spune-mi exact ce ți-a spus, te rog. Mi-a zis, dacă îi zici tatălui tău, o să vezi tu ce o să pățești. Mă doare sufletul să aud ceea ce mi-a povestit Alice. Dar, pe de altă parte, trebuie să țin cont că uneori copiii exagerează. Totuși însă, există un motiv pentru care tatăl ei a adus-o la mine. Alice, hai că o să fie bine. Vorbește Iri cu tati și vedem ce s-a întâmplat mai exact. Dar tu știi ce mi-a făcut Iri, Laura? Mi-a stricat Adidas și mi-a luat rochițele. Cum adică ți-a luat rochițele?
Adică eu știi că aveam rochița aia de la mami. Păi a vrut-o și ea și eu am zis că dacă vrea poate să ia, poate să ia alta, nu să o ia pe aceea. Dar ea a vrut-o pe aceea și mi-a luat-o fără să știu. Dar ea nu are rochițele ei? Ba da, are, doar că a zis că eu am mai multe și că sunt mai frumoase. Și spune mămica ei, Natalia, ce a zis? A aflat? Nu știu, cred că da, dar nu-i prea pasă. Eu sunt de acord că Teo este normal să-și refacă viața. Numai că Natalia nu cred că este cea mai bună alegere dacă se poartă de urât cu această fetiță. Și știi ce mi-a făcut Iri? Ce a făcut? Păi, plus de asta, Natalia se poartă foarte, foarte urât cu mine pentru că mie mi-a dat 2 cubulețe de ciocolată, iar ei i-a dat toată ciocolata. Haideți, fetelor, să ne recăpătăm energia. Mulțumesc. Dar eu de ce am dat 2 cubelețe și ea are toată ciocolata? Unul cringe mai mică, da? Și în al doilea rând, uite, ai cam pus niște kilograme. Tu îți dai seama că dacă ai mânca cât ea, ai fi mare, foarte mare. Eu zic că nu e corect, pentru că într-o familie ar trebui să fie totul legal. Păi da, dar dacă eu fac mișcare... Egal, dacă o luăm așa pe mărimi, vezi? Mă rog, eu mănânc mai puțin, că sunt la cură. Sunteți egoiste. Noi? Tu ești egoistă. De ce ești răutăcioasă? De ce vorbești așa cu noi, nu? Ți-am făcut noi ceva? Ruptul desenului. Tu ai rupt desenul ăla. Da, exact. Eu am vrut doar să... Ia ți arăta! Să-ți arăt cum să... Nu poți să cred că minți! Nu mint! Auzi, știi ceva? Nu-ți permit să-mi faci fata mincinoasă, da? Tu ești o mică mincinoasă, așa că du-te în camera ta, căci ești pedepsit azi. Hai! Mă bucur, nu vă mai văd pe voi! Și nici noi pe tine! Obrăznicuță, obrăznicuță! Și așa face mereu! Și la pachetelul de la școală, mie mi-a dat doar un sandwich, dar Laurei i-a dat sandwich și portocală. Lasă că Iri o să vorbească cu tati și o să vorbească și cu Natalia și o să vedem ce se întâmplă acolo, da? Tu-ți mai fă griji, nu mai fi tristă, te rog frumos din cauza asta, da? Da. Te rog, hai, las că astăzi ne distrăm, ne distrăm, hai, hai. După ce Ioana s-a stins, l-am rugat pe Teo să aducă fetița la mine. Numai că el nu a vrut. Și totuși, după un timp, tot aici s-a ajuns. Acum ești cu mine, și totul o să fie bine. Da? Da. Te rog frumos. Nu mai vreau să mai văd fetișoara asta supărată niciodată. Bine. Sunt bucuroasă că am venit la Irina, pentru că o iubesc cum o iubesc și pe mami. Hai, hai la bucătărie să bem o ciocolată caldă și după aceea să ne pregătim de plecare, da? Da. Bine. Hai, scumpa mea. Irina se poartă foarte frumos cu mine. Și îmi face toate poftele, la fel cum îmi făcea și mami. Dacă e iubit și valorizat, un copil se deschide și înflorește. Asta nu înțelege Teo, care nici măcar acum, la câteva luni de la plecarea din casa lui Alice, nu realizează ce femeie rea are lângă el. Și la cât de liniștit pare bărbatul, nici nu dă semne că s-ar gândi la așa ceva. Ce faci, iubitul? Bine, tu? Iar verifica e-mail și toate. Da, păi îți dai seama că trebuie să fiu acolo pe moment, că dacă e ceva urgent de semnat, de aprobat, de rezolvat, de trimis, să nu las să pierd momentul. Da, știu, asta faci mereu. Tu ce faci? Eu, bine, mă gândeam așa. Ia spune-mi la lucruri. Mie, la ce te mai gândeai, la ce lucruri frumoase te mai gândeai? La lucruri frumoase, da, mă gândesc și la lucruri frumoase, dar bine, acum mă gândeam la o chestie, sunt niște nevoi, niște probleme, niște... Ce vrei să spui? Cum adică nevoi, probleme? Avem noi nevoi, probleme? Da, 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 stai să zic, e vorba de... Știi că tu îi trimiți fiicei tale o sumă de bani lunar, da?
Așa, și? Așa. Știi că Laura e... Na, practică tenis și... Așa. E destul de costisitor. Și ce legătură are cu... Na, mă gândeam așa, gândește-te că așa? Numai cursurile astea sunt 700 de euro, da? Mă deranjează că îi dă atât de mulți bani lui fiica sa, când noi am putea să ne folosim mult mai bine de ei. Și mă gândeam că în partea e altul de 500 de euro, când micuța chiar nu face nimic și nu trebuie, nu știu, să-și cumpere lunar, să-și schimbe toată garderoba sau ceva. Natin. Și... Na, nu știu, dar nu putem să răstrângem un picuț, pentru că sunt, atâtea lucruri de făcut, eu tot așa trebuie să fac cumpărături tot timpul. Trebuie să fac în așa fel încât să scap întru totul de Fisa. Trebuie să schimb chestii prin casă. Da, Nati, dar n-are legătură, deci hai să dacă nu ajungem la discuții. Dacă puțin, știi? Ok. Adică în ideea că, mă gândesc, 500 de euro, 500 de euro, adică nu e ca și cum okay. 500 de lei. Măcar atât să fac pentru fiica mea. Dacă nu sunt lângă ea, măcar să pot să-i dau pe lună o sumă de bani care să o ajute. Este absolut normal. Ok, știi că țin și fac totul și alea, deci ne descurcăm. Mai are... putea să ajute un pic mai mult și mătușa, poate, știi ce zic? Adică să implice și ea pe partea asta, că na, de ce nu? Totuși... Nati, hai să ne vedem noi aici de ale noastre, nu o băgăm pe mătușa, las-o, că nu e... Avem multe, mai ales în perioada asta, multe cheltuieli și multe schimbări. Ne descurcăm, m-am descurcat întotdeauna, mă voi descurca, nu trebuie să ajungem acum la... Deci pe bune discutăm de bani acum, n-are niciun sens. Bine, de fapt nu am vrut să vin să discut cu tine despre bani, dar era așa o idee ca să ne... să ajungă, să fie suficient. Da, adică Natalia, ok. Să nu ajungem să zic, uite, iubitule, mâine nu mai am cu ce să... nu știu ce știu. Și m-am gândit că poate dacă... Am înțeles, da, stai liniștită, eu zic să stai liniștită, ne descurcăm într-un fel și o să mă gândesc la ce mi-ai spus, vedem. Eu consider că din cei 2500 de euro pe care îi câștig lunar, ne putem descurca cu toții foarte relaxați. Vedem cum facem, dar în principiu n-are rost să le amestecăm și să... Da, pe bune, dă-i încolo de bani, că îi facem. Nu, uite ce ți-am zis, lasă că da, o să le rezolvăm noi pe toate. Tu acum, nu știu, ai chef așa să-ți fac un masaj, că poate ești obosit de la... E, da? Așa mai vii de acasă. Știi că mă pricep. Așa mai vii de acasă. Așa un pic și îți fac așa pe spate cum îți place ție. Da? Da. Hai, promis să te relaxezi total. Ok. Da? Uite, ia uite. Am noroc cu Natalia, pentru că este o femeie înțelegătoare și apreciez acest lucru la ea. Ce bine e. Nu? Azi îți fac eu. Așa. Și mâine o să o faci tu. Da. Da? Și poți să cumperi niște uleiuri din alea aromatice. Ușor, ușor, o să-l fac să mănânce din palmă. Sună bine. Nu? Sună bine, îmi place cum gândești. Facem întâi o baie așa. Cu spumă. Așa. Iei și o șampanie. Apropo pozitiv, cum să nu? Abia aștept. Abia aștept. Zici că ai mâinile alea magice. Mă bucur că îți place. Vreau să te relaxezi, nu să adormi, da? Ok. Ok. Bine că ai precizat. Da, te rog, eu nu te opri. De ce te-ai oprit? Teo este în continuare la fel de orb, iar Natalia pare o întruchipare a răului și cu fiecare ocazie amintește parcă de mama vitregă a cenușăresei. În plus, răutatea îi este mereu alimentată de mama ei. Ce bine că am ieșit, mama! Da, și eu mă bucur. Deci abia aștept să te duc la cumpărături și să-ți fac toate poftele. Oh, și eu la fel abia aștept. Deci vreau să zic că sunt cea mai fericită femeie de pe pământ. În sfârșit am tot ce-mi doresc și toate lucrurile s-au aranjat exact așa cum m-ai învățat tu. Vezi, dacă m-ai ascultat de data asta? Sunt foarte fericită că fiica mea l-a găsit pe Teo, pentru că ne era atât de greu, 4 persoane într-o cameră, era imposibil. Bravo, acum... Să știi, deci ideea ta a fost genială. Mă bucur tare mult că de data asta în sfârșit m-ai ascultat, că de regulă ești neascultătoare. Ai văzut că da, a fost bine? Da, cam fac de capul meu, așa. Îți faci de capul?
N-a fost greu, nu? Ai fost, a fost, acum cel puțin e minunat. Păi și chiar n-a fost greu, chiar nu mă așteptam. Adică și Teo a reacționat destul de bine, m-a ascultat destul de rapid. Important e să ai grijă de el tot timpul, să fii atentă cu el, să nu stea cumva și asta cu șutul cum ți-a dat celălalt. Mamă, iar încep. Păi nu, așa se întâmplă dacă tu n-ai grijă de el, crede-mă. Da. Eu am trecut în viață, știu ce înseamnă. E, nu să mai fac atunci. Atunci eram nu mai faci. Un copil. Eu acum nici știu ce vreau, exact. Eu nici nu mă așteptam că tu îți vei găsi un alt băiat pe cuvânt. Serios, mama? Da. Ea trebuie să aibă foarte multă răbdare, nu să facă cum a făcut cu fostul ei soț. Trebuie să aibă grijă de el. Nu, chiar nu m-am așteptat să-ți găsești atât de repede și atât de bun băiat. De ce te gândeai că nu mă ia cu copil? Nu te ia cu copil nimeni. Nu interesează pe nimeni să-ți crească ție copilul, niciodată. Păi da, dar vezi așa, Teo, având și el, a fost probabil, știi, s-a dus în altă zonă cu ideea că el copil, eu copil. Cred că a ajutat și asta. A ajutat, nu? Normal, da. Da. Să mă ascult și tu. De câte ori îți spun ceva, să știi că am mare dreptate. Nu știu cum se face că mama are dreptate întotdeauna. M-a sfătuit numai de bine. Mi-am dat seama. Îi vezi? Nu mai vreau să fac de capul meu, că încă nu sunt atât de matură precum aș vrea eu să fiu. Doamne, îți doresc tot binele din lume, că ești copilul meu și te iubesc atât de mult. Da? Deci... ai grijă, ai grijă, ai grijă. Voi avea, mamă, voi avea. Chiar... Ah, Doamne, deci nu, abia aștept să te duc la cumpărături. Deci vreau să zic că a început să-mi facă toate poftele. Știi că eu stau acasă, știu, că eu da. Lucrez și că așa. Și el mă ține așa, ca pe un norișor de cu... Ca da. Nici n-ai gândit-o la așa ceva. Nici n-am gândit la așa ceva, îți spun. Deci chiar toate poftele, e un bărbat minunat. Și da, nu o să fac prostia să-l scap. Nu de data asta. Sunt foarte încântată de când a plecat asta mică de acasă. Sunt super liniștită. Să ai grijă de el. Îți spun de 1000 de ori lucrul ăsta. E foarte important. Dacă nu-i dai atenție, uite așa îți face. Asta cu ai atenția, înțeles? E adevărat. Cam canalizez uneori atenția doar pe Laura, dar da, o să fiu și cu el destul de... El ce spune de copil? Îi convine că îl trimiți la bunică sau? Da, măi, mamă, dar stai așa, că ce nu știi tu e că, de fapt, a ajuns până la urmă la mătușa ei, știi? Sora mamei. Sora mamei. Da, care până la urmă n-a ține foarte mult la ea, copilul la fel se simte bine acolo și, na, de ce nu? Noi suntem fericiți așa, doar în trei, doar pentru noi, doar pentru mine. Că ești fericită, dar ce te-ai fi făcut să ții copilul, să-l crești, să... Nu e atât de simplu. Să știi că nu e deloc simplu, mama, mai ales dacă nu-i copilul tău, copil. Adică, na, cu a mea sunt ok, dar așa... Un copil mai străin bine în nu. Casă... Mai bine nu. Dacă nu i-ar da Teo 500 de euro pe lună, uite, aș avea și mai mulți bani, aș face mai multe cumpărături. Hai să te duc să facem cumpărături, vreau să-ți iau de toate, de toate vreau să-ți iau. Și ce vrei să-mi cumpăr așa? Hai, îți iau, nu știu, avem acolo câteva magazine, mergem și îți alegi ce vrei tu. O iubesc enorm pe mama mea, îmi vine să-i cumpăr totul. Am bănuți destui. Bine, iubita mea, hai, sunt și eu fericită pentru tine. Da? Treptat, Natalia a obținut ce a vrut, aproape totul doar pentru ea și pentru fiica ei. Ce nu știe ea însă este că mama lui Alice a fost o femeie relativ bogată și, înainte de a părăsi această lume, s-a asigurat că fiica ei va avea un ajutor în viață. Iar asta înseamnă o mare lovitură pentru invidioasa Natalia. Ce? Contract? Depozit? Până la vârsta majoratului, titularul de cont, administratorul poate dispune de maxim 12.000 de euro anual? Deci eu nu știam de treaba asta. Cu alte cuvinte, are secrete față de mine. Cu dovada utilizării banilor exclusiv în scopul creșterii și educării minorului, dar nu mai mult de 50% din suma totală a depozitului. Suma totală... 250.000 de euro? Cine-i baia asta și de ce ascunde de mine așa ceva? Hai, deci nu pot să cred.
Deci e vorba de 1000 de euro pe lună, niște bani de care aș putea beneficia și nu o fac. Ha! O să-l punem așa cum l-am găsit. Cumva să se prindă că i-am descoperit ascunzișul. Și eu mă plângeam la el că Laura are nevoie de rachetă nouă, iar el făcea pe fraierul când are atâția bani. Iubitule, dar ce faci? Ai venit mai devreme. Normal că... Am venit mai devreme ca să fim împreună. Am zis, hai să plecați mai repede, să ajung la căsică. Ce mult mă bucur. Ce faci? Ai, ce să fac? Am făcut puțină ordine pe aici, am făcut puțină curățenie pe jos. Ia o sărnicuță. Da. Zi-mi tu cum ești, ești obosit, nu ești obosit, nu? Dacă am venit mai devreme, tu eu zic să... Tu ai o forță interioară niciodată, nu o să te văd cu adevărat, să zici gata, eu nu mai pot, nu. Ești incredibil. Am venit să-ți dedic timpul meu, ție și nouă împreună. Hai, mai bine să mergem în dormitor, ce zici? Stai că până la dormitor mă gândeam la ceva, iubitule. Știi, a trecut ceva cam... frumos, nu? Da, ceva chiar foarte frumos. Mă mir că nu te-ai gândit și tu la asta. Da, surprinde-mă. A trecut cam mult timp așa de când am lăsat-o pe micuța, pe Alice, la mătușă, știi? Mă gândeam că ce-ar fi să o luăm înapoi, nu? Adică, na, unde i-ar fi mai bine decât cu tatăl ei, cu noi, cu familia noastră? Te-ai gândit tu la adică, asta? Da, eu cred că e suficient. A stat destul acolo. Păi să luăm mucoasa înapoi, iubitule. O lăsăm să stea departe de familie. Ok, mă bucur că te-ai gândit așa, dar sincer n-aș vrea să o bulversez. Ia o aduc. Tu crezi că nu e suficient timpul în care a stat acolo? Adică gândește-te, a trecut deja o grămadă, nu știu acum cât exact, dar Nati, mă bucur că gândești așa, dar... Deci, uite, gândește-te și tu. Adică, ok, înțeleg că și mătușa ei o iubește și că totul e în regulă acolo și că îi oferă așa. Dar aici suntem cu toți, aici facem lucruri împreună, mergem, ieșim, mai să facem și o excursie, știi? Că e să fim noi, familia noastră cu toții. Îmi place, dar chiar mă surprins, chiar da, sunt... Chiar m-am gândit zilele astea așa și după aia zic, mă, dar cum? Hai să facem asta. Hai să o ducem fetița acasă. Mă bucur extraordinar de mult că ideea a venit din partea Nataliei, ideea de a o aduce pe Alice înapoi acasă. Sunt extraordinar de bucuros. Și extraordinar de naiv. Ok, da. Hai că... Ne organizăm și o aducem ușor, ușor, încetișor, facem știi, stai, bagajele. Stai da? Să nu ne grăbim, stai să o luăm pas cu pas. Da. Trebuie întâi să vorbesc cu Irina, ok? Da, păi sigur că vorbim cu ea. Mergem și vorbim cu ea și apoi facem bagajul și tot, că doar nu se... Hai, ok, da. Mama, îmi place entuziasmul tău, da. Hai să lasă-mă să vorbesc cu Irina și după asta venim și vedem cum mergem împreună. O să mergem împreună, mergem pentru că îți dorești, vrei clar, și tu, nu? Clar, abia aștept să o văd pe aia mică, mi-este foarte dor de ea, ținu-ți dor de ea. De când ai mai văzut-o? O vezi doar duminica, ce Dumnezeu e asta? Da, 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 știu ce spui. Hai, știu hai ce... să ne luăm fetița acasă. Chiar sunt norocos că am cunoscut-o. Este o femeie extraordinară. Oh, da, de-a dreptul extraordinară în răutate. Of, Nati, ce mă bucur, ce... Auzi, păi atunci ce mai pierdem vreme aici? Hai să mergem în dormitor. Hai să mergem. Cei 500 de euro lunar pe care îi trimite Teo oficei lui sunt de fapt jumătate din suma pe care el o poate cheltui într-o lună pentru Alice, care, așa cum scrie în contract, la vârsta de 18 ani, va beneficia de minimum 125.000 de euro, de care nimeni nu se poate atinge, dar restul până la 250.000, iar vrea Natalia, care din nou l-a convins pe Teo să facă ce vrea ea. Unde e, amică? Este sus, dar poate că e mai bine să fie sus. Așa. Pentru că chiar voiam să am o discuție cu voi. În principal cu tine. Ești tatăl ei. Da, Iri, uite, sincer, și noi am venit și noi vrem să discutăm ceva cu tine. Da. Ascult. Da, în principiu... Nu vreau să o iei, nu știu cum, că am venit acum peste tine cu chestii. Vrem să o luăm pe Alice înapoi, acasă. Nu cred că se va întâmpla lucrul ăsta. De ce?
Nu știu cum să vă zic, dar Alice este ușor nefericită. Dincolo de... Stai, unde, cum adică este nefericită? Nu, dincolo de tragedia ce s-a întâmplat în viața ei. Nu de asta vorbesc. Și de ce crezi că Gerard e nefericită? Tocmai de ce e nefericită? Este nefericită cu voi doi. Cum poți să spui așa? În primul rând, tu ești sursa nefericirii ei. Eu? De ce? Te faci că nu... Nu știi? Pe ce anume? Eu am înțeles și știu că copiii nu mint. Așa? Înțeleg că faci diferență între copii. Măi, Irina, dar cum să eu fac diferență în sensul că na, probabil fără să vreau că am fica Irina, mea dar și... Nu, Irina, nu cred că e cazul. Haide. Eu am auzit niște povești. Teo, e copilul tău. Știu, Irina, și e normal să fie, e bulversată, e normal. Tu îți dai seama prin ce suferință a trecut și ce suferință are în ea. Crezi că e, poate e generată de asta? Cât de bulversată poți să fii în momentul în care... Ai o situație în care mama ta vitregă vine și îți rupe de semn. Ce? Cine ți-a zis așa împreună ceva? Împreună cu Laura. Despre fetița ce ta? Despre ce vorbești? Despre ce desen? Am înțeles că Alice a desenat ceva. Așa. Și Laura împreună cu tine i-ați rupt desenul. Dar nu este adevărat să mă ies. Nu o să zic asta? Că mintea aia e mică, dar cred că exagerează. De ce mi-ai stricat desenul? Ăsta-i desen? Nu știi să desenezi, învață! Dar eu știu cum pot și cum vreau! Eu desenez mai frumos decât tine. Tu nu știi nici măcar o floare să faci. Tu ești mai mare decât mine și nu ai tu treabă cu mine. Așa și? Și nu trebuia să-mi rup desenul. Ba da, fac ce vreau. Să știi că pot să-i zic tatei. Și ce mă interesează pe mine? Nu poate să-mi facă nimic. Da, dar pot să-i zic și mamei tale, adică lui Nati. Mama mea e foarte bună. Ce nu poate să-mi facă... Am trecut pe aici să fac curățenie pe hol și vă aud că ce? Ce ai făcut? De ce ai rupt desenul? Ea mi-a rupt desenul. Ce desen, măi? Cine făcea acesta desen și nu înțeleg? Eu! Și mi-a luat pixul, mi-a măzgălit și apoi mi l-a rupt. Ai, nu fi egoistă, nu cred. Cred că pur și simplu ai vrut să-i arăți, nu? Ceva, da, să deseneze? Da, vreau să desenez ceva și ea mi-a mișcat caietul și eu am mișcat pixul din greșeală. De ce faci așa? Dar nu eu l-am rupt, hai. Ea l-a rupt. Nu, nu mai fi răutăcioasă, serios. Probabil că voia să-ți arăt ceva, da, vreau să amândouă și... să-ți arăt cum să desenezi mai bine. Aoleo, știți câtă treabă am, deci nu mai de voi nu-mi stă acum capul. Desenați, uite, tu desenezi în partea asta, ea desenează în partea asta. Lasă-o și pe ea să deseneze. Sau lasă-o să-ți arate, e mai mare, știe mai multe decât tine, e normal. Ea mi-a rupt desenul, nu eu, îl am rupt pe al ei. Am vrut să-ți arăt ceva. Desenați altceva și ea mai lăsați-mă și nu vă mai certați atâta, nu vă mai certați. Și spune-mi, cum a fost cu treaba cu ciocolată? Ce se întâmplă cu ciocolata? De ce Alice primește două bucățele de ciocolată și fiica ta primește ciocolată? Aoleu, Natalia, despre ce vorbește Irina? Stai un pic, da, mă, dar Alice e mică, mă, nu puteam să-i dau atâta ciocolată. I-am dat lui fii mai mult, da, ca asta aleargă toată ziua, da, pe afară. Și portocală n-are voie, Alice, și... nu? Ce adică Laura primește portocale la școală, deci și Alice, în ciuda faptului, tu știi foarte bine că lui Alice îi plac portocale. Da, da, așa este. Alice nu primește portocale la școală. Da, am mâncat-o pe a ei, a fost altă situație și o mâncase deja și nu mai aveam multe portocale. Și zis că mă duc după aia să cumpăr și că i-aduc mai multe. Hai că nu e chiar așa. Natalia, micuța ta a luat totul ca pe altceva decât a fost. E posibil, Irina, e posibil. Irina, nu este posibil. Dar și ceva, uite, până aici, într-adevăr, asta am zis, bun, ok, a fost o neînțelegere, poate că poate exagerat. Exact. Știi ce mi-a dat de bănuit? Mm. Hai să-ți spun o treabă. Cum a fost cu serbarea? Explică-mi și mie, de ce n-ai participat la serbarea fiicei tale?
Natalia, Natalia, despre ce vorbim? Stai, deci au fost sărbările în același timp. Alice și Laura au fost la sărbarea Laura, am înțeles că nu are sărbare. Eu am stat înainte cu fetele de vorbă și le-am zis, uite, ok, sărbările sunt în același timp, ce Dumnezeu să facem? Hai să mergem când la una, când la alta. Da, dar Natalia, dar eu am înțeles altceva, că doar la Laura are la sărbare și la Alice nu are. Alice a fost singură la sărbare. N-a fost nimeni. Nici măcar nu m-ați anunțat pe mine. Natalia, nu m-ați anunțat. A fost copilul acela singur, toți însoțiți cu părinți, de frați, de familie. Și copilul a fost, nepoata mea a fost singură acolo, Teo. Cred că nu dau seama ce faci, Natalia. Acum, serios, suntem doar noi. Crezi că nu-mi dau seama ceea ce faci? Măcar în al 12-lea ceas recunoaște. Recunoaște ceea ce faci. Natalia, ce spune Irina? Că totuși, stai puțin. Crede-mă, Teo, nu este o coincidență. Nu este. Ești sigură de ce sunt spui? Sunt foarte sigură. Am vorbit cu acest copil. Am vorbit, știi cum e? Dacă copilul inventa, când reiau discuția a doua zi, îmi spune altceva. Ea a fost foarte coerentă de fiecare dată când am întrebat. Mi-a povestit în amănunte. Mi-a povestit cuvintele ei. Mi-a povestit cuvintele Laurei. Natalia, despre ce... Deci... Nu, cred că sunt neînțelegeri. Sau copilul a... Bun, explică tu dacă sunt neînțelegeri. Suferă. Ai, de serios, neînțelegeri. Altfel. Atunci explică-mi, te rog. Nu știu. Nu lua pe nu știu în brațe, te rog frumos, explică-mi. Scuză-mă că m-am enervat și am ridicat vocea la tine. Te rog frumos, explică-mi despre ce povestește Irina și ce i-a povestit Alice, că eu... Mi se pare... Serios? Spune-mi, te rog. Uite ce e, Teo. Dacă tu o crezi, dacă tu o crezi pe Irina, până la urmă, de favoarea mea, sunt totuși soția ta. Adică ce Dumnezeu? Hai, nu știu, eu nu mai pot. Mă duc acasă, nu? Chiar așa? A plecat, poftim. Na, vezi? Nu are curajul răspunde. Irina, te rog eu mult. Vorbim. Ok, du-te după ea, dar promitem că o să avem o discuție. Lămurim noi chestia asta. Irina a gestionat cu mult calm situația. Ea știe de ce Natalia o vrea înapoi pe Alice, dar nu conflictul cu soția lui Teo este miza ei. Irina își dorește de fapt să-l facă pe Teo să vadă ce fel de femeie are lângă el. Dacă va reuși asta, totul se va regla de la sine. Teo, v-am chemat în seara asta pentru că chiar trebuie să lămurim această situație. Situația nu este bună. De ce? Și este vorba despre un copil la mijloc. Este vorba despre nepoata mea. Este ca și fiica mea. Eu n-am copii și pentru mine este fiica pe care n-am avut-o până acum. Da, Irina, dar ce crezi că s-a întâmplat atât de grav? De ce? Teo, acest copil este nefericit. Doamnă, cum v-ați simțit când cumnatul dumneavoastră și actuala lui soție au plecat pur și simplu, au întors spatele și au plecat? Când discutați până la urmă niște lucruri destul de serioase. În primul rând mi-am confirmat ipoteza că se întâmplă ceva. Cu acest copil se întâmplă ceva. Dar ce se întâmplă cu acest copil? Știi foarte bine că nu este o coincidență. Tot ce s-a întâmplat, toate discuțiile pe care le-ai avut cu ea, modul cum... Tu practic ai persecutat-o. Nu spune că... Despre ce vorbim? Iar vorbim despre portocale și despre ciocolată și despre... Nu vom vorbi despre o ciocolățică sau despre o portocală sau despre un tablou. Deși e un gest urât totuși, nu? Să calci așa în picioare un spirit de altfel creativ și care până la urmă a trecut prin multe. Și poate am putea să o înțelegem, dar până la urmă nu este fiica dânsei, ok. Dar nu pot să-l înțeleg pe tatăl lui Alice, care în momentul în care îi se aduc la cunoștință niște lucruri, ce face? Întoarce spatele și fuge? Nu cred că e vorba că am întors spatele. Nu este și Teo. Irina. De ce nu vă gândiți? E bine mersi acasă la ea? Într-o armonie frumoasă, în noua ei familie? Nu, dar tocmai de aceea... Cu atât pentru că mai mult. Știu prin ce a trecut Ernest, știu ce suferință are și poate, m-am gândit că poate e mai bine așa, că poate o ajută să fie lângă Irina. Poate e o prezență feminină care e din familie. Nu m-am gândit la răul copilului. Cum să mă gândesc? Dumneavoastră ați simțit așa o tensiune în familie?
Ați simțit că fiica dumneavoastră nu se simte bine în prezența Laurei sau în prezența Nataliei? Nu pot să zic că nu s-a simțit bine. E normal să fie bulversată prin ce a trecut ea. Nu e normal? Da, normal să fie rămas, așa? Da, e normal, dar apropo de normal, e normal ca și dumneavoastră să fiți foarte atent și să aveți o comunicare dumnezeiască, dacă vreți, cu fiica dumneavoastră. Pentru că, bun, a trecut prin ce a trecut. Este extrem de greu pentru un copil să-și piardă un părinte, mai ales mama. După care dumneavoastră, destul de repede și într-un fel, bravo dumneavoastră, v-ați refăcut viața. Foarte repede. Irina, nu cred că are... De ce Irina foarte repede? Nu are legătură. Nu, dar nu are când... nicio legătură. Mă gândesc ca și când ar fi dubios de repede. Nu, ne-am întâlnit într-un moment în care... Trei luni, să fim serioși. Da. Și care este problema? Dar care este problema? Avem o vârstă, știm deja ce ne dorim de la... Este o problemă atâta vreme cât este vorba despre fericirea unui copil. Așa, da, Irina, dar n-are legătură. Irina, n-au legătură cele trei luni în care... Cum să n-aibă legătură? Îmi cer scuze că vă întrerup. Eu intuiam că vă referiți oarecum la cumnatul dumneavoastră, că s-a grăbit să-și refacă viața. Sau poate, ținteați către Natalia. Bărbații pot fi manipulați. Sau poate de o femeie inteligentă, pot fi manipulați. Graba aceasta, până la urmă, nu știu. Adică vreți să spuneți că Natalia are vreun interes? Evident. Poftim? La ce te referi? Draga mea. Ce vrei să spui cu asta? Dar ce interes aș putea să am? Suntem doi oameni asemănători, da? Amândoi am trecut prin traume diferite, este adevărat. Da, amândoi avem doi copii, amândoi ne dorim să avem un cămin cât mai... Vă deosebiți, dacă... Natalia. Da. Vă deosebiți într-un punct de vedere. Care ar fi acela? Suntem bărbați și femeie. Dacă am fi la asemănători, ne-am plictisit, nu? Situația ta financiară nu este situația lui financiară. E așa, și ce treabă are asta? Adică ar trebui să ne... Ce legătură are asta, Irina? Cum ce legătură are? Poate că tu să întrebi pe ea. Ce legătură are asta, Natalia? N-are nicio legătură, știi foarte bine. Ce legătură să aibă? Credeți că este o idee bună să mințiți în acest moment? Dar eu nu mint. Adică ce vreți să spuneți? Că eu sunt cu el pentru bani sau ceva de genul acesta? Eu nu am spus asta. Păi și atunci, eu nu mint, nu am cu ce să mint. Noi ne iubim, noi am încercat să creăm un cămin primitor în pentru toată lumea. În momentul în care lumea... l-ați cunoscut pe Teo, știați că are o fiică? Da. Ați cunoscut-o, ați stat de vorbă cu ea, ați interacționat? Da, pe cât s-a putut, da. Puțin. De câteva ori. Natalia, nu mai merge pe... Dar nu e vorba de moneda puțin. Că e puțin. Ați plăcut-o, doamnă? Pe Alice? Este un copil... Este un copil bun, ce să zic. Eu v-am întrebat dacă ați plăcut-o, dacă ați empatizat cu ea. Dacă... Nu plac copiii, că până la urmă de-aia am făcut și eu copil. Na, ce să vă spun. Este adevărat că da, ok, m-a acuzat că n-aș iubi-o ca pe propria fiică. Nu am cum să fac asta, acum credeți-mă. Că e normal să nu fie. Copilul meu... Dar nimeni nu v-a cerut asta, eu v-am cerut doar vreau, să... Vreau, îl iubesc mai copilul meu. Îmi spuneți dacă ați empatizat cu ea, pentru că, bun, mai devreme ne spuneați că sunteți oameni maturi, adulți responsabili, nimeni nu v-a acuzat că v-ați grăbit să formați o nouă familie, dar cu atât mai mult, pentru că sunteți trecuți prin viață și prin momente mai urâte ale vieții. Ar fi trebuit să încercați să o înțelegeți pe Alice și să-i fiți măcar o prietenă. Dar la ce? Păi, înțeleg, dar stați, haideți să vă spun, adică nu știu dacă știți, dar noi suntem prietene. Stimată doamnă, în momentul în care locuiți sub același acoperiș și faceți diferențe grosiere între doi copii, oferiți-mi dumneavoastră o explicație. Dar bine, nu înțeleg la ce vă referiți. Ce maturitate de ce implică grosiere? Asta? Nu vă gândiți că în momentul în care faci niște diferențe din astea care pe un copil îl marchează, îl umilesc, nu o să fie bine? Dar nu cred că au fost chiar atât de... Nu cred că au fost. Au fost niște diferențe făcute intenționat. Măi, dar lasă-mă cu portocala aia, serios, și cu ciocolata. Adică, despre ce vorbim? Nu discutăm despre o ciocolată sau o portocală, deși și aceste aspecte pot fi dureroase pentru un copil. Păi, dar cum să-i dau o ciocolată întreagă unui copil? Dar explicați-mi mie atunci, cum s-a simțit fiica dumneavoastră când la serbarea ei nu a participat nimeni? Explicați-mi mie, domnule Teo. El nu știe. El nu știe pentru că n-ai discutat cu Alice despre chestia asta. Cu mine a discutat Alice despre această sărbare. Ernest, la ce te referi exact? Mă uimiți. Dumneavoastră nu aveți o legătură cu
profesoara sau profesorul fiicei dumneavoastră? Nu există un grup de comunicare al școlii? Că până la urmă, proaspăta dumneavoastră soție, exact asta este proaspătă, da? Adică nu cred că dânsa păstrează legătura cu școala. Nu, e cam m-am ocupat eu, m-am cam ocupat eu, dar foarte atât de ocupat toată ziua. Ce poate fi mai important decât fiica dumneavoastră? Până la urmă, v-ați refăcut viața din pur egoism doar pentru dumneavoastră, ca Doamne, să nu fiți singur? Doamne ferește, cum să zic din pur egoism? Normal că m-am gândit și la copil, nu-i normal să aibă o mamă. E normal să aibă prezență este feminină. Absolut normal și cu atât mai bine, cu cât mama a venit la pachet cu o surioară mai mare. E cu atât mai bine. Dar, vă mai întreb încă o dată, cum credeți că s-a simțit fiica dumneavoastră? Tu știai că Alice a fost singura de la acea serbare care n-a avut un filmuleț de prezentare, care n-a avut pe nimeni când a spus poezia. Știai? Sunt curioasă, știu dacă... Dar hai să nu facem o tragedie din chestia asta. Până la urmă e o serbare care se va repeta. Natalia, stai puțin. Totuși, cum am ajuns la chestia asta? Stai, măi, omule. Am vorbit. Mai mult decât atât, cum v-ați simți dacă ați afla că, practic, fiicei dumneavoastră i s-a sugerat să nu discute despre asta cu dumneavoastră? Pentru că doi adulți maturi și responsabili nu au cum să fie în două locuri în același timp. Pentru că în ziua respectivă era și serbarea Laurei, la care dumneavoastră cred că ați participat, da, nu-i așa? Dar cum, stai. Cum se simte un copil cum adică i s-a care sugerat? Și-a pierdut mama? Cum se simte când i se spun aceste lucruri? Cum adică i s-a sugerat? Întrebați-o pe soția dumneavoastră, că nu cred că eu am purtat discuția asta. A fost amenințată. Natalia, la ce se referă Ernest? Amenințată? Da, Natalia, la ce se referă Ernest? Nu, îți spun la ce se referă. Da, s-a întâmplat ca anul acesta să pice serbările în aceeași zi, la aceeași oră. Am discutat cu fetele, cu ambele fete la masă, dar și am zis, draga mea, uite, anul ăsta mergem la serbarea Laurei, dar anul viitor, nu știu, vom veni la serbarea ta. Dar de ce ai luat decizia să mergem la serbarea Laurei? Pentru că era mai important, Laura, serbarea fiicei tale și el la serbarea fiicei lui? Dar am zis că facem așa. Drăguța mea, știi ce vreau să zic? Joi, când o să fie serbarea ta, este și serbarea Laurei și uite cum o să facem. De data asta o să mergem la ea, la serbare, da? Și data viitoare o să mergem la serbarea ta. Păi, tati nu o să vină la serbarea mea? De data asta o să vină la mine. Nu. O să cânt. Tu nu știi să cânti? Data viitoare o să venim cu toții la serbarea ta. Dar știi ce te-aș ruga? Să nu-i spui lui Teo, să nu-i spui tatălui tău, ca să nu ne enervăm, să nu stricăm planul ăsta, da? Sau măcar s-o fi anunțat pe mătușa ei. Da, eu n-am știut. Uite că la asta nu m-am gândit. Pentru că nu e posibil ca... Eu nu vreau să mă înțelegeți greșit, da? Aveți tot dreptul să vă refaceți viața, aveți tot dreptul să fiți fericit. Cu atât mai bine, da? Ați întâlnit o femeie frumoasă, bravo dumneavoastră! De ce brusc toată atenția s-a orientat către Natalia și Laura și fiica dumneavoastră a rămas undeva stingheră într-un cont de umbră? Nu cred că contextul a fost așa. Nu cred că eu mi-am dat deoparte fata. N-aveam cum să mi-o dau deoparte. Și atunci de ce fiica dumneavoastră, de când a venit la mătușa ei, nu v-a dat un telefon să vă spună, tati, vino și ia-mă acasă, că ok, a fost amuzant o zi, două, trei, cinci. M-am gândit că e bine cu mătușa, m-am gândit că e și bine, nu, că e din familie și... Ți-ai gândit că este, eu pot să înlocuiesc ambii părinți. Asta te-ai gândit, nu? Nu m-am gândit asta, Irina, nu e Ioana, vorba. Nu, Ioana, ne-am gândit că la tine se mai liniștește, sincer. Adică am luat cumva decizia, da, împreună să o aducem acolo să se mai liniștească un pic. Aduce un copil să liniștească, ca într-o vacanță. Ce drăguț, nu e vorba de vacanță. Ce drăguț că menționați că ați hotărât să luați decizia împreună. Adică vă referiți la momentul în care i-ați comunicat soțului dumneavoastră intenția sau la momentul în care ați discutat cu mama dumneavoastră și ați pus țara la cale? Despre ce e vorba, Natalia? Natalia, cu cine? Adică nu ați avut o discuție cu mama dumneavoastră legat de subiectul Alice? Ieri.
Nu ați cerut un sfat? Natalia, ce te rog să mai omule. Deci, te rog să răspunzi. Da, eu cu mama știi că na, discutăm că suntem femeie, mama mea, sunt fiica așa, ei. Da, așa dar... cum și cu tine ne-am gândit cum să facem să fie mai bine pentru copil și să o ducem la mătuși, așa am discutat și cu mama și am cerut sfatul. I-am zis, zic, mama, nu crezi că, uite, asta mică nu se simte foarte bine, încă suferă după mama ei. Și a fost o... Da, mă tem o că nu asta a fost chiar toată discuția, nu e așa? Da. Dar care a fost discuția? Până la urmă, doamnă, cu ce vă deranjează Alice? Natalia, te deranjează Alice? Stai un pic. Măi, dar nu sunt eu aia care dimineața le fac pachetelele, le duc la școală. De ce m-ar deranja? De ce zici că m-ar deranja? De ce spuneți că m-ar deranja un copil? Pentru că știți dumneavoastră mai bine la ce mă refer. Dar nu pot să iubesc ca pe copilul meu. Doamnă, aș prefera ca dumneavoastră să-i spuneți soțului dumneavoastră adevărul, pentru că probabil mai aveți o șansă. Pentru că dacă îl află de la mine, situația se schimbă dramatic pentru dumneavoastră. Despre ce vorbește? Te rog frumos să-mi spui. Cred, cum adică adevărul? Cum adică adevărul? Stai, dragă, că nici cum adică adevărul? Știu exact eu știu adevărul. Ce adică vorbim aici. Despre ce Teo, vorbim? Tu chiar ești orb. Chiar nu-ți dai seama că ea a plănuit ceva? Ce-am plănuit, deci, dragă? Doamne, ferește! Mi-am făcut... am avut niște supoziții și mi-am... intuiesc ceea ce se întâmplă. Dar eu vreau ca ea să spună adevărul. Adevărul despre ce? Și eu îmi doresc să spun adevărul. Natalia, te rog frumos, spune adevărul. Să spună sora ta adevărul. Despre ce vorbim? Explică-mi ce fel de adevăr? Da. De ce ai făcut tot posibilul ca acest copil să ajungă la mine? Pentru că știam că o iubești și că va fi bine la tine și că la noi era un pic de zarvă. Doi copii în casă, noi eu cu jobul, eu cu să țin casa, să fac cumpărăturile, să fac... Așa este zarvă, așa e într-o familie fericită. Da, zarvă. Irina, ai spus că Natalia a făcut tot posibilul să ajungă. Cum adică a făcut tot posibilul? Da. Cum adică a făcut tot posibilul? Punând cap la cap tot ce am vorbit cu Alice, mi-am dat seama că ea, treptat, ca o picătură chinezească, hai să nu zicem persecutată, dacă o deranjează pe doamna cuvântul persecutată. Dar e mult spus, nu? Nu puteți să spuneți. Orice ar fi, e mult spus. Nu poți să spuneți că ai persecutat-o pe Alice. Am făcut-o să se simtă nedorită în propria ei familie și în propria ei casă și dată la o parte. Și tatăl ei, nu știu de ce, nu a văzut asta. Și cred că asta a durut-o cel mai tare pe fiica dumneavoastră. Pentru că nu-mi imaginez să fi avut niște așteptări foarte mari de la noua ei mamă. Dar de la dumneavoastră... Știi ce mi-a spus Alice? Mi-a spus că ea crede că tatăl ei nu mai iubește. Că acum o iubește pe Natalia și pe Laura. Și toată inimioara tatălui ei s-a umplut de aceste două persoane. Ea nu mai este acolo. Ți-a spus Alice așa ceva? Da, Alice mi-a spus lucrul ăsta. O mamă, are culme, are o fiică. Poate să-și iubească propriul copil atât de mult, dar pe un alt copil, pur și simplu să nu-l dorească. Cum? Nu este că nu-l doresc. E puțin N-am reușit să mă apropii de ea în felul în care poate mi-am dorit să mă apropii. Și pentru trimițându-o că... în exil? Dar nu. Ca să scape! De ce credeți că a trimis-o în exil? De ce? Nu mai înțeleg, mă doare capul. Nu înțeleg nimic din ce se întâmplă. În ce primul rând, aici situația asta, nu știu, până se exagerează. Până la urmă, soția dumneavoastră nu are cum să vă spună adevărul. Pentru că dacă ea vă spune adevărul, își taie singură craca. De fapt, aruncă în aer toată pădurea. Natalia, te rog frumos, te rog foarte frumos, spune exact ce s-a întâmplat, spune exact ce a pățit Alice? Nimic! Te rog frumos. Doamne ferește, unde te duci cu gândul? Ce să pățească? Soția dumneavoastră își dorește cu orice preț ca fiica ei să fie în prim plan. Ea să fie pe un piedestal. O interesează mai puțin de fiica dumneavoastră și mai mult de Laura. Natalia, ce aud este adevărat? Teo, e foarte clar. Alice stătea în drumul fericirii. Alice a fost... Irina, te rog, lasă-mă puțin. Natalia, este adevărat? Natalia! Exagerăm. Aici tot ce facem e să exagerăm. Evident că copilul meu va fi întotdeauna pe primul loc. Despre ce vorbim? Unu, punct, da? Doi, am încercat să mă apropii cât am putut de fiica ta. Atât am putut. Mai mult de atât, ce Dumnezeu să fac? Okay. Ce să-i fac? Ok, a încercat între apropia și a auzi
ce i-ai făcut? Dar ce i-am făcut? Nu are nicio legătură. E din contra, e ceva... Asta cu, da, asta cu sărbarea ei patru, nu știu, a fost o greșeală de-a mea, emoționale. Nu știu, nici m-am gândit la tine, pentru că, până la urmă, de câte ori ne-ai vizitat tu pe noi, acasă la noi, spune și mie. Pentru că nu eram binevenită. Păi ai încercat să legi o prietenie cu tine, mine, ai încercat să mă, pas, la nu știu, mă stres în viața nepoatei mele? Sau cumva ai separat lucrurile de la început? Ca multe secrete în proaspăta familie, nu-i așa? Mi se pare incredibil, mi se pare cine incredibil. Mi se pare incredibil că, nu știu, parcă apleci urechea în altă parte secrete, decât la mine. Secrete, minciuni, da. Persecuții, cum e posibil așa ceva? Bine, e un cuvânt cam prea dur. Până la urmă, sunt niște mici răutăți. Generate de ce? Generate de această invidie. De invidia faptului că fiica dumneavoastră e pe picior de egalitate cu fiica ei. Ceea ce în viziunea soției dumneavoastră nu este varianta ideală. De ce ții ascunse lucruri față de mine? Dar nu le țineam ascunse! Adică... Te-ai plecat dintr-o garsonieră unde vă înghesuiați acolo și dormeați unele peste altele. Cum să zici așa ceva? Cum să-l spună? Pe ăsta e adevărul! Ea deja și-a pierdut un părinte. Nu trebuie să-l piardă și pe al doilea. Încearcă o abordare treptată cu Alice. Încearcă să-i redevii prieten, să-i redevii pe lângă tată, că tată... E tot ce-mi doresc, e tot ce-mi doresc, e normal. Asta spun. Liniștește-te și apoi... Fica ta va fi împreună cu tine. Ce-ar fi să-i spuneți soțului dumneavoastră că totuși ați descoperit un contract în casă? În sfârșit. Ce-ai făcut? Tu nu i-ai spus? Ce trebuia să-i spun? Nu înțeleg. Despre banii lăsați de sora mea. Da, de ce trebuia să-i spun așa ceva? Care a fost, doamnă, primul gând care v-a trecut atunci prin minte? Da, nici mi-a... Vezi, nici măcar nu ți-am zis despre asta, da? Așa? Dar de ce nu mi-ai spus despre pentru asta? Pentru că te-aș fi luat de gât. De ce ții ascunse lucruri față de mine? Dar nu le țineam ascunse. Adică... Dar nu, nici... nu avea legătură cu tine, e exact total diferit, este pentru Alice, nu are nicio legătură cu tine. Întrebați-o care a fost primul gând care i-a trecut prin minte. Care a fost primul gând care ți-a trecut prin minte când ai văzut contractul? Că ascunzi lucruri de mine. Doar și că noi toate lucrurile pe care le facem într-o căsnicie ar trebui să le discutăm. Stai puțin, ce te-a deranjat? Că nu ți-am spus despre... Nu, că am găsit, pur și simplu, îmi căutam, nu știu ce Dumnezeu, îmi căutam ochelarii. Așa? Și am găsit într-un dulap un contract de care nu știam. Un contract în casa noastră, nu? Și ce adică... legătură are contractul acela cu tine? Păi stai, măi, omule! Eu, de exemplu, când îți spuneam ție, băi, asta mica mea mai are nevoie de, nu știu, o rachetă, că i s-a rupt, că știi că face tenis și așa mai departe. Știi, și tot timpul parcă eram așa strâmtorat și nu știu tale, ce. Și banii colo noi... Strâmtorat? N-am fost strâmtorat, n-am venit cu banii în casă, n-am adus, că dar tot... Da, ok. Dar eram practic la limită, nu știu cum să explic. Cu ce era la limită cu banii? Ei, dacă era la limită cu banii. Poate ea era la limită cu banii. Pe soția dumneavoastră, de ce nu înțelegeți, a deranjat-o faptul că ați refuzat să vedeți în Laura o prioritate. Dacă dumneavoastră gândiți că fiica dumneavoastră trebuie să fie pe primul plan, de ce ați merge pe ideea că fiica lui e mai puțin importantă? De ce nu v-ați mai legat ipocrită la cap cu acest mariaj? De ce v-ați mai implicat în toată povestea asta? Repet, nu sunt ipocrită să zic vreodată că altcineva în viața mea va fi pe primul plan. Fiica dar știați mea povestea pe lor. Știați prin ce a trecut, da, Alice. Da. Și cu toate acestea, ați ales să ce? Să o tachinați, da? Să o șicanați cu Laura primește bucata mai mare de ciocolată, ultima portocală o primește Laura. Vă gândiți puțin ce mizerie ați putut să faceți niște mărunțișuri de genul acesta, care știți foarte bine că... Dar pentru un copil pot face diferența. Au marcat-o emoțional. Natalia, cum ai putut să faci așa ceva? Natalia, ce a fost în capul tău? Deci ce? Care e? Eu nu dau seama de motivul din spate. Nu, deci, că erau lucruri care se întâmplau de moment. Cum să-i faci așa ceva, Alice? Cum să-i constant faci așa? Constant. Din când în când mai făcea câte una și încă una. Până și la una. Urmă, soția dumneavoastră a obținut ce a vrut. Alice mai este, bine mersi, în casa fericită, Alice alături de familia ei cea nouă? Nu mai este, nu-i așa? Este bine mersi la mătușa ei. Dar chiar e bine mersi.
mersi, cred. Nu știu dacă e bine, adică atât de bine are, mersi oare o fi fără bine, tatăl ei. O fi bine pentru un copil care și-a pierdut mama, brusc să trăiască cu impresia că tatăl ei nu mai dă doi bani pe ea, că ei, și-a găsit o altă femeie și un alt și copil? Dumnezeu, tatăl ei o iubește foarte mult. Mă mir că aia mică a zis așa, sau poate că minte Irina. A zis Alice așa ceva, da, că tatăl nu mai iubește și eu să trec. Dacă ai fi știut să vorbești cu ea, să-i fi prietena, ai fi știut ce dramă este în sufletul ei. Dacă ai fi numărat zilele în care le-am dus pe ambele fete la școală, le-am făcut sandwich-uri, paturile, temele împreună, da, ziua așa, în care, ai fi știut că m-am implicat în care cât am putut eu de mult. Ziua primită, ultimul cadou de la mama ei. Da, și a dat-o Laurei. Eu am luat rochița fetei. Dar unde este? Dar despre ce vorbim? Care rochiță? Doamnă, până la urmă... Doamne, ferește! Ce este că propriul tată, da, acum află despre aceste lucruri. Păi haideți să facem lumină până la capăt. Adică, soția dumneavoastră v-a convins că ar fi cel mai bine ca Alice să petreacă niște timp la bunici. Ok, nu s-a putut la bunici, că sunt prea departe, sunt prea în vârstă. Ok, am încercat și varianta cu bunici și din partea mamei, dar până la urmă ei sunt la țară și prea departe pentru dumneavoastră. S-a găsit varianta salvatoare, dar la mătușă. După care, toate bune și frumoase. Răspundeți-mi și mie la o întrebare. Cine v-a sugerat că ar fi momentul ca Alice să se întoarcă acasă? Chiar m-am bucurat, Natalia a venit la mine și a venit cu ideea și mi s-a părut extraordinară de frumoasă. Credeți deodată în coincidențe? M-am trezit cu ei, deodată așa, stai, copilul. Stai puțin, Irina, să fac legătura. Credeți în coincidențe? Nu, dar cred în dorința de a face bine. A fost o... Și dacă eu v-aș spune că momentul în care soția dumneavoastră a găsit contractul și momentul în care a luat decizia să vă anunțe că ar fi bine ca Alice să se întoarcă acasă, cam coincid. Cum? Ce prostie, Doamne, serios? Doamne ferește! Ești incredibilă. Ești absolut incredibilă. Natalia, deci, Natalia, tu doar asta ai urmărit? Doar banii? Doar asta a fost singura legătură care a urmărit de la început? Asta a urmărit de la început. Banii tăi. Băi, dar voi ce faceți aici? Voi stați acum să te referiți cu mine pe jos aici? Doar banii da, te-au serios? Interesat? Doar banii, pe mine m-a interesat asta. Ia lăsați-mă în pace, că numai Natalia, prostii am auzit Natalia, astfel de la voi. Nu lăsăm așa. E, da. Incredibil. Și ceva n-am pomenit. Natalia, deci ai urmărit doar banii, da? Măi, te termină cu prostie, că de-aia am plecat de acolo, pentru că spuneți numai prostii, serios? Cum să spunem numai prostii dacă exact asta a ieșit? Dar nu e... Cum ai putut să legi cu Alice chestia asta, deci cu banii și cu contractul? Serios vorbești? Deci doar în mintea ta atât ai avut? În mintea ta ai legat tu chestia asta, că s-a întâmplat să-ți zic să o aduci pe Alice acasă? Nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat. Asta ai urmărit de la început. Aolo, atât ai avut în cap. Da? Te-ai plecat dintr-o garsonieră unde vă înghesuiați acolo și dormeați unele peste altele. Cum să-mi zici așa ceva? Cum să-mi spun? Pe asta e adevărul. Deci am avut dreptate. Pe mine mă șochează cum de un tată nu poate să vadă în propriul copil, mai ales că au trecut prin drama prin care au trecut și, în general, momentele acestea te unesc, te sudează ca și familie. Nu a putut să vadă ce se întâmplă cu fiica lui. El s-a îndepărtat. Bine, când trăia sora mea, sigur că mama era cea care era mai apropiată de Alice. Doamne, copilul era mic. Ce facem cu nepoata dumneavoastră? Sau mai bine zis, ce faceți cu ea? Eu aș vrea să o păstrez. Credeți-mă, lângă mine ar fi mai protejată. Eu nu sunt convinsă că el nu se va împăca cu ea. Asta e realitatea. Așa și de ce ai venit în casă și ai avut de toate și făceai fiță la mine cu banii. Nu, că să-i dau lui fita. A, deci fita contează cel mai mult. Până la fita? Păi bă, că pe fita ai băgat-o prima. Și pe Alice ce ai făcut? Cum ai putut să-ți bagi joc de un copil? Dar nu mi-am bătut joc de niciun copil! Nu ți-ai bătut joc de niciun copil? Tu țipa ta și tot tu ai crezut-o pe Irina! Normal cu țipa mea și normal și știi ceva? Am să divorțez și nici nu o să vreau să te mai văd în fața ochilor. Gata, știi ceva? Nu mai vreau să discut cu tine! Da? Vrei să divorțezi? Divorțează! Eu divorțez de tine, tu divorțezi de mine! Pa, la revedere! Normal că o să stau de o... Ea deja și-a pierdut un părinte. Nu trebuie să-l piardă și pe al doilea. Dar, pe de altă parte, eu nu pot să o las pe ea
Să ce? Să ajungă într-o casă unde o doamnă îi rănește sufletelul ei? Eu nu pot. Eu nu pot să o las acolo. Dacă el nu se trezește... Irina, am decis să divorțez. Serios. Să te cred? Crede-mă. Irina, mi-am dat seama de greșeală, mi-am dat seama ce am făcut, mi-am dat seama cât am putut să o fac pe Alice să sufere și... De unde am eu garanția că tu nu o să ajungi din greșeală în greșeală? Crede-mă, am decis să divorțez, voi rupe acest lucru, o iau pe Alice în momentul ăsta acasă nu, și... nici vorbă, nu. De ce? Te rog, ascultă-mă, hai să fim raționali. Nu, eu trebuie să o iau, iau pe Alice acasă. Nu, o să o iei pe Alice acasă, dar nu acum. Ascultă-mă, tu treci, o să treci în continuare printr-o furtună. Irina, mă voi descurca și voi termina nu și totul, voi băga din vreo. Vă convins că să... o să vă descurcați, dar întrebarea este, se va descurca fiica dumneavoastră în acel mediu? Te rog din suflet. Te rog, Irina, ajută-mă să pot te să rog. Fiu... Irina, doresc... Eu n-am niciun interes să nu te ajut. Ajută-mă să fiu din nou împreună cu Alice, exact ce am fost înainte, cu Alice, să-i recâștig. Dar ascultă-mă, te rog frumos, ascultă-mă. Ascultă-mă pe viitor. Te rog frumos. Încearcă o abordare treptată cu Alice. Încearcă să-i redevii prieten, să-i redevii pe lângă tată, că tată... E tot ce-mi doresc, e tot ce-mi doresc, e asta normal. Asta spun. Liniștește-te și apoi... Fiica ta va fi împreună cu tine. Incredibil cât de credul, de naiv și cât de orbit a fost Teo de vorbele mieroase ale Nataliei. Făcând probabil un scop din a-și reface viața, el a uitat de cel mai important lucru, binele lui Alice. Îngerul ei păzitor a fost mătușa Irina, care a reușit să gestioneze foarte bine întreaga situație. Să sperăm că, cu ajutorul ei, Teo va redeveni acel tată de care Alice are atât de mare nevoie. Nu mai plânge! N-are rost! Pentru tine așa, cine plânge? Spune! Așa cum a fost el rău, bun, eu m-am înțeles cu el. Acum era o alinare pentru mine. Să duci în un centru de asta, știi, pentru persoane singure, să îi fie și ei mai ușor, că ai văzut cum spunea și ea. Bă, tu zici să o ducem mama la azil? Voiam și eu să îți spun că a fost ziua mea. Iartă-mă, mama, am uitat! E, știe mama că ai treabă, nicio problemă, puiule, nicio problemă. Stai liniște că nu m-am supărat. Oh, pentru cine am făcut eu asta? Pentru cine am făcut eu asta? Pentru cine am făcut eu asta? A? Pentru cine am făcut eu asta? Nu odată, de mai multe ori s-a întâmplat să se audă zgomote ciudate de la voi din apartament. Ba se aude muzica, ba se cântă. Îți miroasea ceva? Încă pe proaspătul. Încă pe proaspătul. Avem un junghi așa în spate și... Am zis că dacă fac o baie, mă liniștește, știi, mă... Foarte bine, mamă, dar ești bine, nu? Că pare cam palidă, sincer să fiu.